Și plouă, plouă, plouă peste inima mea. Prin sălbăticie, pe unde n-a mai umblat nimenea. Doi nebuni prin pădure. Eu cred că aici în dreapta, mă. Ha? Aici nu mai fost nimeni de 50 de ani. Frate. Tot în sud. Și la picioare, și la pantalon, și la... Oricum ne-am depărtat mult de râu, bă. Cu drumul ăla la-l poate. Da, ăsta deja nu mai e drum. Ăsta e vrăjeală. Da, da. Drum, drum. Aha. Asta se eu zici lui Mutu. Mai vine și ursul pe aici. Cred că ajungem direct la casă, la doamnă. Uite unde e râu, nici nu se mai vede. Dumnezeule. Voluntar la parcul natural național Valea Cernei. S-ar putea să ajungem în păienița aia de acolo. Așa pare un luminiș mai sus. Dacă nu avem ce să ne întoarcem. Cred că e poiana. E poiana, da. Uite drumul în dreapta care duce la noi la cort. Yes. Uite urme de mistreți. În dreapta e drumul nostru. Uite și cărarea. Doamne. Bine că nu plouă. Într-o vană cu apă. Hai la cort să ne încălzim la un foculeț. Ah.
cheile țăsnei, pinul negru de Banat, pe munte Cocoțat. Da, am intrat pe traseu marcat. Asta e traseul care duce la vârful Arjana, cel mai înalt din munții Cernei, 1400 și ceva, roșu, galben și albastru. Facem un foc și un grătar. Și o muzică la boxă. Cum? Ce chei? De la mașină sunt undeva, le-am pus eu, dar nu mai știu unde. Uite și corturile noastre. Nu pe acolo. E tot aia, da. Hai să vedem dacă ne întâlnim. Oh! Oh, bună ziua, domnule turist! De unde veniți și unde plecați? Încotro? La cort. La cort? Cortul portocaliu sau cortul verde? Da. Dar de seară dorm singur la cort și mă lăbărțez. Ba da. De atâta timp am așteptat să dorm singur la cort. Bine, dorm în ăla portocaliu atunci. Asta cum se numește? Moara lui Ilie? Nu moara lui Ilie, nu? Moara lui Dragoș. Duduroni. Cum? Duduroni. Duduroni? Uite-o, bă, frate, dar nu poți să mergi liniștit de ele, bă. Hei, am prioritate. Sunt cu drum de prioritate. Uite și moara unde făceau oamenii curent cu ajutorul apei. Podu. Și am ajuns acasă. Focul în care de 3 ore. Bine, tati.